Salutare tuturor! Și bun regăsit la un nou vlog! Astăzi am ajuns pe Valea Curmaia. Datorită faptului că vremea este închisă, aseară a plouat, astăzi la fel, se anunță ploi. Am optat pentru a explora ceva voi de pe Valea Curmaia, ceva afluent ce se revarsă în râul Curmaia. Și am vrut să vă arăt cam cum începe ziua mea de astăzi. Mă aflu în urcare și pe urmă voi coborâ pe Valea Rea din Munții Rodnei. Din câte am povestit cu un localnic, localnicii așa o numesc, Valea Rea. Pe nicio hartă eu nu am văzut denumirea acestei văi. Voi urca până în zona și locul numit Dosul Stânii din Munții Rodnei, după care voi coborâ pe Valea Rea. Foarte multă umezeală, destul de alunecos și drumul am fost întâmpinat de o ropădă de ploaie, dar nimic nu mă oprește din explorarea mea de astăzi. O nouă vale cu un debit destul de bun. Cred că voi urca pe această vale și voi coborâ pe încă o vale din partea dreaptă, poziția care mă află.
Și nu puteam să trec fără să vă prezint Cascada Cucului, Munții Rodnei. E pe Valea Cormaia, râul Cormaia, și cascada e un afluent al râului Cormaia. Nu are nicio denumire, din păcate, așa cum nu au multe. O altă vale fără nume, valea se află sub vârful Dușilor, Munții Rodnei. Nu are debit așa mare acum, dar primăvara după topirea zăpezilor apa este destul de mare. Râul Cormaia, Munții Rodnei. Și nu puteam să trec pe lângă renumita cascadă a Cheilor. Un alt afluent al râului Cormaia, fără nicio denumire, cu un debit destul de bun pe tot parcursul anului. Dar din păcate nu are nicio denumire. Valea de la această cascadă este mult mai lungă și plină de cascade, pe o lungime de 2,5 km, 3. De aici, mai sus, spre Versan, spre Creastă.